În cadrul conferinței de presă organizate și în această săptămână de Consiliul Județean Argeș, accent s-a pus pe activitățile culturale ce fac parte din sărbătorile Argeșului și Muscelului, iar ca instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte și Meserii desfășoară o bogată paletă de activități în acest sens. Pe lângă Festivalul Carpați, care de anul acesta a devenit concurs, o mulțime de manifestări sunt incluse în programul sărbătorilor Argeșului și Muscelului. Și în 2013, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești are câteva surprize. Anul acesta facem în Pitești, în pădurea Trivale. Și vă așteptăm la un porumb fiert, la o masă tradițională, la o seară românească. Deci, luni la ora 12, avem 150 de copii și vreo 20 de profesori de la cele 19 secții ale noastre. Și de asemenea avem oaspeți din Cluj, din Târgu Jiu, din Sfântul Gheorghe, din America și din Turcia. Tot Școala Populară de Arte și Meserii Pitești vă invită săptămâna viitoare la alte două evenimente: concursul de muzică tradițională veche Sus pe Argeș la Izvoare și o expoziție de artă fotografică și pictură Argeșul văzut de elevii Școlii Populare de Arte. Miercuri și joi organizăm festivalul Sus pe Argeș la Izvoare. Va fi un spectacol extraordinar cu participarea mai multor tineri din România, din mai multe județe, dar avem și concurenți din China și din Bulgaria. Deci veți vedea de asemenea o promovare a tinerilor soliști români, dar și instrumentiști. Iar pe 26, împreună cu domnul director, domnul Sânduloiu, care este și profesorul nostru, și cu partener Biblioteca Județeană, vom deschide o expoziție foarte frumoasă de pictură și fotografie, Argeșul văzut de elevii Școlii de Arte din Pitești. Printre instituțiile implicate în organizarea unor evenimente dedicate sărbătorilor Argeșului și Muscelului, amintim și Muzeul Județean, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Centrul de Cultură Brătianu, Biblioteca Județeană din Nicu Golescu și Teatrul Alexandru Davila din Pitești.